Nu se putea încheia anul 2016 fără ca Reghinul să nu găzduiască o nouă ediție a concursului național de ecologie Ovidiu Bojor. Manifestarea este dedicată cercurilor de specialitate din cadrul cluburilor copiilor din țară, fiind organizată de Palatul Copiilor din Bistrița. În ultimii ani, concursul a beneficiat de sprijinul primăriei Reghin și al Bibliotecii Petru Maior, fiind alăturat colocviilor naționale organizate la Reghin și dedicate academicianului fitoterapeut originar din Reghin, cel care este fiul lui Ioan Bojor. La ediția din acest an, din păcate, o să fie reprezentanți direct la concurs un număr mai mic de persoane datorită finanțării care, mă rog, a fost mai deficitară în acest an. Sperăm că în anii următori să avem mai multe persoane care sprijină acest concurs. Mulțumim primăriei din Reghin care în ultimii ani s-a implicat și ne-a sprijinit în organizarea edițiilor anterioare și dovadă că și acum, odată cu acest ecologiu Ovidiu Bojor, ne aflăm și noi aici cu comunicări ale copiilor și profesorilor care vor să continue acest minunat concurs. Concursul se adresează tuturor elevilor din palate și cluburi, școli și licee care frecventează cercurile de protecția mediului, ecologie, agrobiologie, biochimie, constituiți în echipaje de 2 elevi plus un cadru didactic îndrumător. Este o continuare firească a concursului care a început la Cumpăna dintre milenii în anul 2000 și o activitate adresată copiilor și profesorilor care au preocupări în domeniu din palatele și cluburile copiilor din țară, din școli, licee, toți cei care sunt interesați și se ocupă de acest domeniu în activitățile lor curente sau extrașcolare. Tot anul am primit telefoane și mail-uri să întrebe când se desfășoară, unde și cine poate participa. Concursul este dedicat lui Ovidiu Bojor pentru că este o personalitate marcantă, un academician și fitoterapeut român, membru al Academiei de Științe Medicale. Este deținător al titlului de senior honoris causa, brevet acordat de către Forumul Președinților Patronatelor din România și diplomă de merit academic acordată de președintele Academiei Române. Ovidiu Bojor, născut la Reghin, este renumit farmacist și deopotrivă fondator al fitoterapiei moderne în România.